Luxemburg este statul cel mai eurooptimist din UE, iar România este acum, după decizia nedreaptă din decembrie pe extinderea Schengen, cel mai europesimist, după ce timp de 15 ani a fost în top 5 cele mai optimiste țări pro-europene. Nimeni nu poate anticipa decât o stare de îngrijorare care crește la București. Românii au fost loviți complet de eurosistem prin neacceptarea lor în spațiul Schengen. Asta după ce au fost tratați ca popor european de mâna a doua prin subvențiile mult mai mici pentru fermieri. Sunt doar două exemple, dar lista e lungă. Cred că se produc niște negocieri subterane peste capul cetățenilor europeni din Est, ignorând dorința lor de demnitate. În fotbal acestea se numesc blaturi. Când se vor termina aceste negocieri scandaloase care ignoră aspirația românilor? Cine decide peste capetele lor, în numele lor, că legislația europeană Schengen trebuie ignorată cu brio? Dacă în loc de România ar fi fost Germania sau Franța sau Olanda sau Austria, tot așa s-ar fi petrecut lucrurile? Ei bine, România nu este o țară de mâna a doua și face față cu brio în criza geostrategică declanșată de Putin. Refugiații ucrainieni au găsit ajutor în România și asta înainte ca Uniunea să deblocheze banii pentru ei. România este principalul sprijin al Republicii Moldova pentru a rezista șantajului Moscovei. Dacă nu ieșim din era ipocriziei, dacă nu ne întoarcem cu fața către problemele reale ale cetățenilor europeni, dacă nu realizăm că Rusia aplică principiul divide et impera, ne va costa scump. Și nu vom mai putea decât să constatăm că Uniunea Europeană este slăbită, în primul rând din interior, prin indecizia unora și de decizia ticăloasă a altora. Instituțiile reprezentative ale Uniunii Europene trebuie să-i trateze pe cetățenii în mod egal. Acum nu o fac. Au discursul despre o politică comună în privința frontierelor și despre garduri. Despre ce politică comună vorbim? Există garduri chiar acum în interiorul UE de care transportatorii români nu pot trece decât după cot kilometrice granițele Schengen. Domnul Xavier Bettel a spus că Uniunea Europeană este puternică doar dacă este unită. Sunt de acord. Dar fără România în Schengen, Uniunea are o fisură. Carena vaporului ia apă chiar pe râul Dunăre, domnule prim.